Dragă mea de semeneasă, pentru dumneavoastră vine o surpriză. Nu spun din partea cui, o să găciți. Stanislav! Bună seara, mulțumesc, Mir, Anastasia și Stanislav. Vă puteți vă rog frumos să apropia. Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la domiciliu. Avem un mic cadou pentru dumneavoastră. Țineți florile. Școș, fructe. Cum credeți în partea cu voi este această surpriză? De la oricine. Haideți mai întâi să dăm citire mesajului și apoi vom afla. Azi porniți pe un drum în care e nevoie de răbdare, de priviri, cade și dulci, când te scoli și când te culci. E nevoie de iertare la greșeli și nepăsare. E nevoie de sărut când ai chef să aștepți mai mult. Căsnicie se numește drumul ce azi vă răpește, drumul ce ne rugăm să fie pentru voi, dar bucurie. În această zi frumoasă din viața voastră suntem alături cu voi de inimă și cu gândul și vă urăm numai fericire și bucurie. Să vă iubiți mereu ca în această zi minunată și să aveți o viață plină de fericiri și împliniri. Casa de piatră, cu drag din partea Eugeniei, Andrei și a lui David. Da, da. Și cele de mii din partea lui David. Și dacă aveți și cuvânt de mulțumire pentru ei, vă rog. Da. A, zinică! Îți mulțumim frumos că ești alături de noi, nu chiar aici în prezent, dar în suflet ești cu noi. Îți mulțumim foarte tare! Noi te iubim! Aplauzele dumneavoastră pentru sora Mirese Eugenie și cumnăselul Andrei și nepotul David. Această surpriză...